ce dulce e promovarea. Încă n-am simțit-o. Încă să vă... Sigur, ne bucurăm. Am muncit mult pentru promovarea asta, am suferit mult și sigur că acum trebuie să ne și bucurăm, nu? A fost un meci greu, a fost un meci dramatic, s-a jucat intens. Da, a fost un meci greu, ne așteptam, miza era mare. În alte condiții, cred că dacă jocul ăsta s-ar fi desfășurat, s-ar fi fost fără probleme. Asta, acum miza era mare și pentru noi, miza era mare și pentru câmpul lung. A existat presiune. Mă bucur că am reacționat bine la 1-0, pentru că practic am început jocul de la 1-0 și că am reușit după aceea să ne impunem. Ne-a ajutat și roșiilor, trebuie să recunoaștem. Sigur, roșiilor ne-a ajutat să încheiem campionatul mai devreme cu o etapă, probabil. Mă bucur că și-au apărat șansele și, așa cum anticipam, roșiilor formează. La momentul actual, una dintre echipele bune ale seriei și era greu să piardă acasă. Cui dedicați această promovare? Tuturor celor care au crezut în noi, toți cei care am muncit pentru ea. Pentru că au fost momente grele, au fost momente în care poate că am fost la pământ, au crezut și pentru toți acești oameni dedicăm această promovare.